Apocalipsa lui Ioan, capitolul 8. Când a rupt mielul pe cetea a șaptea, s-a făcut în cer o tăcere de aproape o jumătate de ceas. Și-am văzut pe cei șapte îngeri, care stau înaintea lui Dumnezeu, și li s-au dat șapte trâmbițe. Apoi a venit un alt înger, care s-a oprit în fața altarului cu o cădelniță de aur. I s-a dat tămâie multă, ca să o aducă împreună cu rugăciunile tuturor sfinților pe altarul de aur, care este înaintea scaunului de domnie. Fumul de tămâie s-a ridicat din mâna îngerului înaintea lui Dumnezeu, împreună cu rugăciunile sfinților. Apoi, îngerul a luat cădelnița, a umplut-o din focul de pe altar și l-a aruncat pe pământ. Și s-au stârnit tunete, glasuri, fulgere și un cutremur de pământ. Și cei șapte îngeri, care aveau cele șapte trâmbițe, s-au pregătit să sune din ele. Îngerul dintâi a sunat din trâmbițe și a venit grindină și foc amestecat cu sânge, care au fost aruncate pe pământ. Și a treia parte a pământului a fost ars, și a treia parte din copaci au fost arși, și toată iarba verde a fost arsă. Al doilea înger a sunat din trâmbiță. Și ceva ca un munte mare de foc aprins a fost aruncat în mare. Și a treia parte din mare s-a făcut sânge. Și a treia parte din făpturile care erau în mare și aveau viață au murit. Și a treia parte din corăbii au pierit. Al treilea înger a sunat din trâmbiță. Și a căzut din cer o stea mare care ardea ca o făclie. A căzut peste a treia parte din râuri și peste izvoarele apelor. Steaua se chema Pelin, și a treia parte din ape s-au prefăcut în Pelin. Și mulți oameni au murit din pricina apelor, pentru că fuseseră făcute amare. Al patrulea înger a sunat din trâmbiță. Și a fost lovită a treia parte din soare, și a treia parte din lună, și a treia parte din stele, pentru ca a treia parte din ele să fie întunecată, ziua să-și piardă a treia parte din lumina ei, și noaptea de asemenea. M-am uitat și am auzit un vultur care zbura prin mijlocul cerului și zicea cu glas tare: Vai, vai, vai de locuitorii pământului, din pricina celorlalte sunete de trâmbiță ale celor trei îngeri care au să mai sune.